Bun găsit, dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit și v-am promis în zilele trecute, suntem într-un tur al județului Bacău. Desigur, în această situație mai delicată, acest virus care, iată, ne obligă la măsuri excepționale atât în România cât și în OAT-urile din județul Bacău. O să vorbim astăzi despre o comună foarte frumoasă, cu oameni gospodari, cu oameni deosebiți. Este vorba de comuna Traian, situată lângă Bacău, lângă municipiul Bacău, foarte aproape. Și chiar în acest moment suntem în direct cu domnul primar al comunei Traian, domnul Sorin Gherghelucă. Domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine! Cum să spun, nu ne-am întâlnit, bine ne auzim. Ne auzim pe calea undelor, pentru că acum ați observat, e o măsură, ne obișnuim acum să ținem legătura și prin intermediul undelor radio, ale telefoanelor mobile și așa mai departe. Da. Pentru televiziunea Exclusiv TV vă rugăm dacă puteți să ne acordați câteva momente și în primul rând aș dori să ne spuneți care este situația în comuna dumneavoastră în acest moment din punct de vedere al măsurilor pe care autoritățile le-au recomandat. Eu vă răspund cu mare drag, vă spun că în comuna Traian situația, pot să spun că e în regulă. Sunt oamenii liniștiți, adică au... Lumea e liniștită, lumea a înțeles care-i treaba. S-au izolat, nu mai e circulația, nu mai e... Nu mai e fluxul care era pe stradă, nu mai e, lumea este strict pentru nevoile personale care le au. Deci oamenii au înțeles la recomandările dumneavoastră ale administrației locale că trebuie să restrângă la minimum activitățile publice. Da. Deci înseamnă că aceștia respectă regulile pe care dumneavoastră probabil că le-ați și afișat, le-ați transmis către cetățeni. Normal. Spuneți-ne, vă rog, dacă sunt persoane care au venit în ultima perioadă din străinătate, din zone afectate cu coronavirus. Avem persoane venite și din Italia, și Anglia, Germania. Avem. Aceștia s-au autoizolat la domiciliu? S-au autoizolat inclusiv cu persoanele care sunt în contact direct, persoanele familiei. Parte din ei stau cu părinții, parte din ei... Cam așa, stau cu părinții. Ați luat inclusiv părinții. Ați luat legătura telefonică cu o parte din aceștia? Ați discutat cu ei? Am luat legătura telefonică și verbal cu dânsii și m-am dus la parte la ei și am vorbit de la distanță. Le-am explicat ce au de făcut. Ăsta e un lucru foarte bun. Înseamnă că vă preocupă sănătatea acestor cetățeni care până la urmă au venit acasă, n-au plecat nici în străinătate de bine, au căutat un loc mai bun de muncă, mai bine plătit, dar iată că acum revin acasă pentru că parcă se simt mai în siguranță acasă, nu? Da. Deci aceasta ar fi starea de spirit a lor. O să vă rog să-mi spuneți la primărie cum ați organizat, totuși mai sunt anumite lucruri care... În această perioadă trebuie rezolvat. Am cumpărat măști ca să protejez prima dată personalul din primărie, dezinfectant. Poliția locală stă la ușă. Da, deci da. Documentele de la oameni ce au nevoie. Noi mergem la fiecare compartiment în parte, rezolvăm problema. Dacă nu se poate rezolva din moment, le ducem noi acasă. Dacă nu, vin ei a doua, a treia zi. Da, puteți să ne spuneți un număr de telefon fix la care când cetățenii, pentru că ați văzut că acum măsurile se iau și multe lucruri se pot rezolva și prin telefon, prin poșta electronică, prin e-mail. Un număr de telefon fix al primăriei. 0234. Da. 210. Da. 2242. Așa, aveți și o adresă de e-mail, e afișată pe site-ul primăriei ca să-l găsească mai ușor dacă prin, da. Prin telefon se înțelege mai greu o adresă de e-mail, deci da. Site-ul e întreținut. Sunt două adrese de e-mail, atât pe public cât și vechea adresă. Dacă le aveți, puteți să ne le spuneți. Comuna traianarondiahu.com. Da. Și cealaltă e public...
Bacău, Arondiacu, nu mai știu, nu, piața eu. Da, oricum pe pagina de internet cred că le vor găsi. Da, 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 deci da, 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 da. Recomand... I-a afișat și numărul meu de telefon, i-a afișat și numărul viciului. Așa. Sunt afișate toate. Aveți activitate în continuare în teritoriu, adică țineți aproape pentru problemele mai speciale. O să vă rog să-mi spuneți care este starea de sănătate a funcționarilor din primărie, a funcționarilor publice și a celor care sunt... Deocamdată nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Ați luat măsura, sunt și la... care lucrează și de la domiciliu, adică e toată lumea la treabă sau mai puțin? Deci toată lumea este la servici. Toți sunt la servici. Asta e o veste bună pentru locuitorii Traianului, pentru că înseamnă că toată echipa din primărie este pregătită să ajute, să sprijine, să sfătuiască și să servească până la urmă interesele cetățenilor. Alte probleme speciale, deosebite, care considerați că le putem consemna în această discuție telefonică? După cum v-am spus până acum, probleme nu sunt. Nu sunt. Noi luăm legătura cu DSP-ul permanent, avem parola dată de dânsii, luăm legătura cu doamna doctor, doctorul de familie, cu asistenta medicală. Țineți, în regulă deocamdată. Țineți legătura cu prefectura? Sunteți la curent cu măsurile care se iau la nivel de județ? Fără nicio problemă. Ne auzim aproape zilnic cu domnul prefect. Asta vreau să-i mulțumesc. Și aceasta este o veste foarte bună, pentru că, știți, domnule primar, oamenii și prin intermediul presei doresc să aibă informații directe, mai ales că acum stau acasă, stau pe internet, se mai uită la televizor, dar iată că și prin intermediul nostru încercăm să le dăm un mesaj. Ce mesaj le transmiteți dumneavoastră în acest moment? Pentru că e o situație mai delicată, mai grea pentru oameni, ei sunt obișnuiți să aibă activitate continuă. Ce le transmiteți? Ce să le spun? Să aibă încredere în Dumnezeu prima dată. Să aibă încredere în noi, în autoritățile locale, să aibă încredere în doctor la care le mulțumim când ne sunt alături. Să dea Dumnezeu să trecem cu bine de această perioadă. Să dea Dumnezeu să trecem cu bine dacă noi suntem ascultători și stăm liniștiți acasă. Deci... Evităm plimbările și ieșirile și... discuțiile în grupuri, adunările. Deci asta ar fi cea mai importantă parte a prevenirii, să stea liniștiți acasă și să se deplaseze cât mai puțin, adică doar pentru lucrurile poate chiar de strict. Urgente. Da, de medicamente. La noi la țară se poate ieși în grădină, se poate ieși în curte. Da, că e primăvară până la urmă. Da. Vremea e frumoasă. Și rog frumos să stea acolo. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult. Dacă o să mai evolueze lucrurile, noi o să ținem legătura și mă bucur și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi și ținem legătura cu dumneavoastră în continuare. Multă sănătate și să auzim doar de bine. La revedere, toate cele bune. Vă mulțumesc.